Elevii școlilor din orașul Mioveni au adus în prim plan opera eminesciană prin diverse manifestări artistice pe care le-au susținut în primăria orașului Mioveni. Nu credeam să învăț a muri vreodată, purul tânăr înfășurat în manta. Ochii mei înălțam visător la steaua singurătății. Când odată tu răsăriși în cale, suferință tu, dureros de dulce. Au fost prezenți elevi de la toate școlile de pe raza orașului Mioveni, bineînțeles pentru a marca acest important eveniment, 15 ianuarie, o sărbătoare, o numim noi Sărbătoarea Sufletului Românesc, printr-un moment artistic, poezie, recitări și o expoziție cu lucrări ale elevilor, picturi din întreaga operă a lui Mihai Eminescu. De subliniat faptul că astăzi, începând cu anul acesta, 2014, această zi, 15 ianuarie, are o dublă semnificație. Atât sărbătorirea marelui poet național Mihai Eminescu, cât și Ziua Națională a Culturii. S-a născut în anul 1850 și a murit în anul 1889, murind la o vârstă fragedă de 39 de ani, pentru că a fost la un spital de nebunise. Ce opere cunoști? Cunosc Cu pânzele atârnate, Luceafărul, O dragă mamă. Dar știu că de la nașterea lui Eminescu se sărbătoresc 160 de ani. Ce ai pregătit tu pentru acest moment? Un fragment din Luceafărul, mai exact de Demiurgul, cu colegii mei. Ai avut emoții? Da, puțin, m-am și încurcat, dar s-a sfârșit cu bine. Tot cu această ocazie, în holul primăriei orașului Mioveni a fost organizată și o expoziție. Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850 la Botoșani și a murit la 15 iunie 1889 la București. Marele nostru poet național este considerat atât de către cititori, cât și de critica literară postumă, drept cea mai importantă voce poetică din literatura română.